Sunteți alături de noi și în această după-amiază la un nou eveniment organizat de Editura Herald aici la librăria Humanitas Cismigiu, gazda noastră din această seară. Evenimentul pe care, despre care vom vorbi în această după-amiază l-am intitulat Probleme în relația de cuplu, capăt de drum sau un nou început. Și l-am intitulat așa pentru că ne dorim ca acest eveniment să fie un atelier de cuplu destinat celor care își doresc să asimileze abilitățile de relaționare în cuplu, să învețe să comunice mai eficient și să gestioneze conflictele și tensiunile apărute în relație, un atelier în care vom dezbate probleme și vom încerca, cu ajutorul invitaților noștri din această seară, să găsim și soluții la aceste probleme. Așa cum am spus, invitații noștri, Nicoleta Burlacu, pe care o așteptăm din clipă în clipă, o să o mai prezint în momentul în care ni se va alătura, este psiholog, clinician, psihoterapeut, expert relațional Imago. Ligia Moise, psiholog, terapeut de familie. Andrei Vulpescu, jurnalist, blogger de relații, autor. Irina Calomir, psiholog clinician, psihoterapeut de cuplu și familie. Sabina Strugariu, psiholog, psihoterapeut integrativ, expert, de asemenea expert relațional Imago. Specialiști care ne vor împărtăși nouă, publicului, informații foarte utile regăsite în paginile celor trei cărți care fac subiectul dezbaterii noastre de astăzi și vom discuta pe marginea acestor noutăți editoriale apărute în colecția Pas în 2, pentru că este vorba despre colecția Pas în 2, terapie de cuplu, la editura Herald, și anume Ghidul căsniciei de Harriet Lerner, Reconstrucția de Bruce Fisher și Robert Alberti și Primește iubirea pe care o dorești de Harville Hendrix. Psihologul Stan Tetkin, în cartea Configurați pentru iubire, spunea că mai devreme sau mai târziu, toți avem momente în care suntem nesuferiți. Ceea ce ne face să nu reușim în mod constant să ne păstrăm starea de calm față de partener. Nu suntem antrenați pentru a răspunde constant cu asertivitate sau pentru a nu intra în defensivă atunci când suntem criticați. Uneori, dimpotrivă, răspundem răutăcios, în mod conștient, din cauza modului în care am fost învățați să reacționăm în experiențele noastre anterioare sau, bineînțeles, la gândurile negative ce roiesc în mintea noastră. Ce minunat ar fi fost, spune Stan Tetkin, dacă cineva ne-ar fi învățat în copilărie sau în adolescență cum să ne exprimăm nevoile asertiv, cum să comunicăm eficient începând prin a asculta activ, a oglindi, a valida, apropo de teoria Imago, chiar dacă nu suntem de acord cu partenerul, ci doar înțelegem punctul lui de vedere legat de, să spunem, o anumită situație. De asemenea, cum să empatizăm, cum să gestionăm conflictele într-un mod conștient și sănătos și mai ales fără să lezăm atunci când suntem în conflict. Ni s-a alăturat și Nicoleta Burlacu, cum vă spuneam, psiholog clinician, psihoterapeut și expert relațional Imago. Am stat în picioare ca să fac oficiile de gazdă și mă voi așeza alături de colegii și de invitații noștri. Prima întrebare pentru Irina Calomir. Irina, care nevoi primează în relația de cuplu, ale noastre, ale partenerului, ambele în egală măsură și cum le putem armoniza pe amândouă în așa fel încât să avem o relație sănătoasă și funcțională? În primul rând, bună seara și bine v-am găsit. Mulțumesc, Sorin, pentru invitație și mă bucur că sunt în această seară împreună cu colegele și colegii mei și împreună cu atât de mulți oameni dornici să afle mai multe despre relația de cuplu. Sper ca fiecare să-și poată lua ce are nevoie din această seară și noi să vă putem răspunde așa la întrebări.
Ca să răspund la întrebarea ta, aș vrea să spun că dacă vorbim de nevoi și cumva care nevoie e mai importantă, a cărui partener e mai importantă, aș spune că într-o relație e vorba de trei entități, cei doi parteneri și relația, și atunci avem nevoie să fim atenți la toate aceste nevoi. Cred că cel mai important este ca fiecare să lucreze cu el însuși și să își definească ce îl face să se simtă iubit, ce îl face să se simtă important, admirat, care sunt lucrurile nenegociabile pentru el și care sunt lucrurile la care poate lucra și pe care le poate adapta. Și apoi împreună să definească ce înseamnă relația pentru ei. Pentru că relația e până la urmă un organism viu pe care o creăm zi de zi. Și așa cum există nevoile fiecărui partener, există și nevoile relației. Ligia. Cum gestionăm emoțiile noastre, precum, să spunem, teama de a spune ceea ce gândim, teama de a ne exprima verbal emoțiile, nevoile, sau ceea ce vrem de fapt de la relația de cuplu? De ce ne este câteodată teamă să spunem exact ceea ce gândim partenerului? Cum spune și colega, nu ne-a învățat nimeni. Nu ne-a învățat nimeni. Nu, acasă nu se vorbește despre. De multe ori părinții nu își exprimă sentimentele față de copii, nu sunt lăsați. Bărbații din România, că nu știu despre alții, încă li se spune că bărbații nu plâng. De parcă voi n-ați avea glande lacrimale. Bă, nu, bărbații plâng, bărbații au emoții, trebuie să și le exprime. Una dintre dificultăți, și cred că și voi întâmpinați în cabine, una dintre dificultăți este când îi spui, bun, am înțeles ce s-a întâmplat, spune-mi cum te-a făcut lucrul ăsta să te simți. Nu știu, așa, nașpa. Ok, am înțeles. Românii se simt nașpa sau bine? Dar eu am identificat pentru nașpa sau bine în limba română vreo 80 de cuvinte. Dezamăgit, frustrat, trist, supărat, bucuros, da? Numai că, iar, nu ne învață nimeni. Și dacă ni se mai și spune că nu este voie, că nu-i frumos, că aia te definește pe tine ca bărbat să nu-ți exprimi sentimentele, păi de unde să știm atunci? E relativ valabil și pentru doamne. Aș vrea să mă faci fericită. Ok, ce trebuie să fac? Nu știu, dar trebuie să mă faci fericită. Păi zi să fac șpagatul pe două scaune. Păi nu pot imita, că eu sunt IT-ist. Să știți că da? Pot să intervin? Da. Am spus de curând faptul că nu e treaba bărbatului să te facă fericită. Și a ieșit jihad. Depinde cu ei spus. Tuturor. Pentru că în momentul în care fericirea ta devine o obligație pentru bărbat, el nu mai poate să se bucure de viață și o să care de lângă tine. Asta e extraordinar de simplu. Drept urmare, fiecare trebuie să fie responsabil de propria fericire și cred că așa ar trebui să discutăm. Și ar mai fi încă un pas, ca să nu punem cai înaintea boilor, mai întâi să stabilim ce e o relație de cuplu, pentru că nu toate relațiile dintre un bărbat și o femeie sunt de cuplu. Și de aici pleacă o grămadă de probleme, nu? Da. Vă dați seama că noi, practic, discutăm niște truisme? Nu toate. Da, bineînțeles că o femeie și un bărbat pot fi amici, dar... Păi nu, chiar nu, că... nu. Noi am ajuns din cauza că nu comunicăm, că nu ne învață nimeni să facem un gen de comunicare autentică despre mine, despre ce aș vrea, despre cum am simțit. Noi, comunicarea, ce-ai mâncat, cine a câștigat Halep sau nu, l-a luat pe Dragnea și pe acolo s-au terminat lucrurile. Așa, și după aia? Și tu unde ești? În toată această ecuație, tu, ca om, unde ești? În comunicare, nu ești. Trist. Hai să zicem că asta ar putea fi o resursă și putem să ne jucăm cu ea
și ne dă voie să creștem, ceea ce e foarte ok. Pentru că dacă mergem pe ideea de tristețe, vă propun să facem un joc de sărit prin geamul ăsta de la librărie de aici. Sigur, facem o oarecare pagubă, dar scapă cine poate, știți cum se zice. Spuneam că nu toate relațiile sunt de cuplu, pentru că sunt atâtea jocuri de putere și jocuri abuzive în relațiile dintre noi, încât ar fi bine să facem diferențierea asta, pentru că foarte multă lume spune că așteaptă să fie respectată, iubită și apreciată și de încredere. Și la contrapartidă vine fraza bărbații vor doar sex. Însă ar fi foarte important să rețineți faptul că este foarte bine faptul că vor sex, pentru că ei așa se conectează emoțional. Și ar fi bine de ținut minte chestia asta. În momentul în care nu prezinți interes sexual pentru el, nu prezinți interes de niciun fel. La noi e simplu și e destul de pragmatic. Nouă ni s-a pus capac pe emoții, așa cum spunea colega noastră, încă din copilărie, și atunci noi ne dăm voie să fim și să ne conectăm asta emoțional. Asta trebuie să rămâneți acolo. Prin sex. Am zis prin sex. Și în cazurile fericite, sexul ține o oră. Ce facem în cel restul de 23 de ore dintr-o zi? Da, aia zic în cazul fericit. Eu spuneam că ăla este poarta spre conectare a bărbatului cu emoțiile, cu ceea ce i s-a interzis. Și ar fi bine să profitați de chestia asta. Dacă o blocați, s-a terminat. Nu o să-l faceți să se conecteze cu voi în niciun fel, pentru că nu vede sensul în chestia asta. Și atunci ar fi de delimitat faptul că relația de cuplu față de orice altă relație se delimitează prin sentimente și sex, punct. Încredere, respect poți să ai și cu mama și cu colegii și cu prietenii, însă cuplu înseamnă, pe lângă chestiile alea, poate cel mai important, sentimente și sex. Asta înseamnă conectare, de fapt. Are sens? Pentru că viața sexuală este parte din viața de cuplu și în momentul în care am distrus-o, există șanse mari să nu mai existe cuplu. Asta dacă exista vreodată. Repet, dacă este relație copil-părinte, profesor-elev, victimă-abuzator, nu vorbim despre relații de cuplu. Și ar fi bine să facem distinția asta. Ceea ce spunea mai devreme Andrei în dialogul cu Ligia referitor la obligația sau neobligația nu neapărat a bărbatului, ci a oricărui partener, poate fi și invers, de a-l face fericit pe cealalt. Ideea era că în primul rând trebuie să fii bine cu tine, să ai starea aceea de bine, de echilibru, de împăcare, de fericire, și cu atâta timp cât ești bine cu tine, automat poți fi bine și cu partenerul. Nicoleta. Mai bine căsătoriți și cu certuri sau mai bine divorțați? Făcând cumva referire la un capitol din cartea Reconstrucția. Și aici luând în calcul și varianta cuplurilor cu copii, cum este mai bine pentru copii. Îi afectează tensiunea din familie chiar și atunci când nu ne certăm, să spunem, în fața lor, dar ei probabil că simt din atitudinea, din comportamentul părinților unul față de celălalt, se simt acolo niște vibrații că lucrurile nu merg chiar cum trebuie. Cum ne dăm seama ce e mai bine pentru ei? Bună seara! Evident că mai bine este, cel mai bine este copilul să fie în siguranță. Siguranța înseamnă ca cei doi să leagă și să poată să-și transmită toate emoțiile prin certuri constructive. Da? Și prin certuri care cumva nu afectează nici copilul și nici cuplul. Evident că pentru a avea certuri constructive ai nevoie de o educație. Și așa cum spune, primește iubirea pe care o dorești, ca să ajungi la iubirea matură, trebuie să treci prin lupta de putere și cel mai probabil că în lupta de putere certurile sunt mult mai intense, intrăm mult mai ușor în defensivă și în momentul ăla critica și reproșurile sunt la ele acasă. Și ca să putem trece de această perioadă de luptă de putere și să ajungem la iubirea matură, în așa fel încât copiii să nu fie afectați,
avem nevoie de o educație și copiii nu au ce să caută într-un cuplu sau nu au cum să supraviețuiască într-un cuplu în care certurile sunt zilnice, sunt de intensitate foarte puternică, sunt agresive sau, mă rog, agresivitate psihică sau fizică. Și mai bine pentru ei este să ajungă la despărțire sau divorț, dar divorțul trebuie să fie cumva făcut cu cap. Da, și să pot să mă despart în așa fel încât să nu afectez copilul, pentru că certurile dintre doi adulți nu îl privesc pe copil. Și eu, ca adult matur, ar trebui să mă gândesc la copil înainte de a-mi fi bine mie și de a fi fericită. Fericirea, așa cum am mai repetat, nu este o destinație. Nu mi-o fac pentru că stă acea persoană lângă mine. Este o călătorie. Sau nu. Este o călătorie care trebuie întreținută. Da, deci fericirea este, sau mă rog, relația este ca o grădină de flori. Dacă nu o ud, ea nu o să crească și nu o să poată să arate frumos. Se uscă și se ajunge încet, încet la o grădină doar secetoasă și fără nimic în ea constructiv. Deci trebuie să o întreținem și trebuie să cumva să ne dăm silința. Nimeni nu spune că trebuie să fie perfectă. Nu există o căsnicie perfectă și nu există o creștere a unui copil perfectă. Deci oricâte cărți ai citi ca părinte, nu poți să-i oferi copilului absolut tot ce scrie în cărți. Sunt doar în cărți, este doar teorie și a pune în practică este mult mai greu. Așa cum și căsnicia, din teorie pare foarte frumoasă sau văzută din exterior, în momentul în care intri într-o căsnicie, sunt niște lupte pe care trebuie să le dai cu tine, în primul rând, și după aceea cu relația și cu bagajul cu care vine partenerul tău. Pentru că se tot uzitează în ultimul rând și e folosită această sintagmă, jocuri de putere, lupta pentru putere în relația de cuplu. Este posibilă o relație fără perioada aceasta de luptă de putere? Eu nu am auzit, dar poate colegele mele au auzit, eu nu am auzit și majoritatea cuplurilor care vin, au această luptă de putere, chiar dacă o au conștient cumva și matur, dar ei o au. Pentru că bagajul cu care venim din copilărie, îl negăm foarte mult în prima perioadă a relației și îl ascundem, ne cenzurăm, să arătăm bine, să fie totul ok, ca relația să meargă. Și nu de puține ori auzim faptul că parcă ne-am născut amândoi odată, parcă semănăm și parcă suntem din aceeași poveste, nu știu, parcă te-am mai văzut undeva, da? Pentru că, da, atunci, la momentul respectiv, când este iubirea romantică, lucrurile stau cu totul diferit. După care, lupta de putere, când ne dăm jos hainele și ne punem hainele din copilărie și ne activează fiecare gest și fiecare obicei, să zic, care până atunci nu ne-a deranjat. Ies la iveală obiceiurile noastre, așa cum suntem exact. Noi, că până atunci, exact. În perioada aia de început, noi încercăm oarecum să impresionăm partenerul, să arătăm ce avem noi mai bun. Exact, exact. De multe ori nu cred că este vorba de ce am eu mai bun, ci ce știu eu că dă cel mai bine. Da. Sau, exact. Da. Că, de fapt, noi, la nivel teoretic, toți știm cam ce ar trebui sau n-ar trebui să facem, să spunem în raport cu celălalt. Și suntem frumoși, deștepți și de vreme acasă pentru o bucată de timp. Atât, funcție de cât sunt de puternice obiceiurile noastre, alea care nu ne plac și pe care le lăsăm așa precum gunoiul după ușă, ele vor ieși. Da, dacă sunt acolo foarte, în 2-3 luni e rezolvată. Știm exact cu cine stăm de vorbă. Așa că până să zicem că ești lumina, credința și calea,
haide să, să vedem de fapt cam cât de mare e potrivirea și după ce toată această perioada bucurie trece. A întâlnirii se va fi întâmplat. Perioada hormonală. Da. Că Andrei. Dezamăgirea e mare. Este infidelitatea partenerului o problemă insurmontabilă ce poate duce la despărțire sau știu că este și una dintre temele pe care le-ai abordat în întâlnirile tale? Și o să continui, pentru că doare rău. Există un studiu într-o carte care se numește Psihologia poporului român și este semnată de domnul psiholog David de la Cluj, unde scrie că românilor nu le face plăcere să știe că au vecini divorțați sau singuri. Ori din punctul meu de vedere, asta arată o paletă foarte crâncenă a relațiilor noastre, care sunt mai degrabă dominate de frici multe și mai puțin de iubire. Este un studiu și este foarte interesant de văzut și de analizat puțin. Pentru că dacă observați momentul în care noi vorbim despre relații, vorbim ca despre ceva închis. Și ceva închis sună pușcărie. Ceea ce înseamnă că niciunul dintre parteneri nu mai are voie să aibă relații semnificative cu persoane de sex opus. De altfel, dacă facem un poll pe Facebook sau o cercetare, vom observa că foarte puțini oameni sunt ok cu ideea ca partenerul sau partenera să iasă în oraș cu persoane de sex opus. Deși să știți că este o chestie, cu cât sunt mai multe persoane de sex opus prezente în seara respectivă sau în ziua respectivă, cu atât opțiunile sunt mai puține. Așa că să vă faceți griji dacă iese cu două. Dacă iese cu 12, să nu vă faceți griji, că n-are nicio problemă. Glumesc. Deci, până la infidelitate, trebuie să vedem ce înseamnă, odată, chestia asta, pentru că dacă vă pun să scrieți pe foaie ce înseamnă infidelitate și după aia toate răspunsurile veți vedea că diferă, trebuie văzut dacă doar latura erotică este cea care ne stârnește cele mai multe emoții negative, pentru că eu am observat că asta ar fi marea problemă, ceea ce este legată de frica aia și de studiu cu vecinii și cu ceașca de cafea. Pleacă și nu se mai întoarce. Rămânem vecini. Știți că e vorba aia. Așa. Deci asta ar fi pe de o parte de văzut. Și pe de altă parte să vedem dacă nu cumva ne place să înghițim toate formele de abuz care sună mai rău a infidelitate decât cea sexuală, dar pentru asta trebuie să avem suficientă flexibilitate psihologică astfel încât să putem să vedem lucrurile din punct mort și să vedem dacă nu cumva există și infidelitate înăuntru cuplului. Inducerea de celibat fiind o decizie unidirecțională, adică eu decid să nu mai am viață intimă cu tine pentru că așa vreau eu, dar nu mă consult cu tine. Iar dacă tu îndrăznești să te aprinzi după altcineva mai înșelat, că ești un porc. Da? Deci asta este provocare de infidelitate în interiorul cuplului. Și de aici lista poate continua. Și o să vedeți că subiectul infidelitate este unul foarte complicat. Foarte complicat. Însă el poate varia de la individ la individ în funcție de experiențe de viață trăite, în funcție de nivel de cunoaștere pe care îl are și, bineînțeles, de nivel de armonizare cu partenerul. Pentru că astăzi se vorbește foarte mult despre relația de cuplu ca fiind o construcție închisă, dar noul trend este cum deschidem construcția. Pentru că peste tot prin țară când mă duc, sunt întrebat ce părere am despre relațiile deschise și prima mea întrebare este încotro. Pentru că relația, din punctul meu de vedere de cuplu, nu este o relație închisă, ci este o relație deschisă, ceea ce înseamnă conectare. În momentul în care doi oameni reușesc să se conecteze autentic fără acea luptă de putere, unde există lupta de putere, unul vrea să câștige, unul automat pierde. Unde unul câștigă, unul pierde, relația pierde. Deci asta cu lupta de putere e un big bullshit. Și n-ar trebui să existe. Asta este gaură educațională din punctul meu de vedere și de asta suntem oameni care studiem încercând să luăm de la zero ceea ce înseamnă zona asta de relații, corect? Nu ne-a învățat nimeni. Și atunci și despre infidelitate trebuie să începem să vedem nuanțe. Pentru că noi spunem m-ai înșelat, mori. Cam asta este raportarea românească. M-ai înșelat, mori. De la cel mai lumină și călăuză, cum spuneai mai devreme,
și calea, așa, ești cel mai mare nenorocit în viața mea, așa. Nu prea se poate, așa e? Păi, înseamnă că și iubirea aia a fost un pic ciobită. De fapt, ea a ascuns un interes. Pentru că, hai să fim serioși, dacă vorbim despre spiritualitate și despre iubire în adevăratul sens al cuvântului și despre profunzime, dacă ăla ți se duce cu o altă persoană și se simte bine, tu ar trebui să-l iubești la fel de tare, pentru că s-a simțit bine, trebuie să te bucuri pentru el, corect? Altfel, nu vorbim despre iubire, vorbim despre interes. Este iubire câtă vreme nu calci afară și faci ce zic eu. Corect? Are sens? Și atunci, tema infidelitate doare foarte rău, există jihad, există extremism în gândire și nu e așa de simplu de gestionat. Din punctul meu de vedere, infidelitatea se poate ierta, dar pentru asta trebuie să treci prin ea de ambele tabere. Să vezi cum e când ai fost înșelat, să vezi cum te simți când înșeli tu. Pentru că nu întotdeauna se poate întâmpla să simți ceva, vină, rușine sau ceva, în momentul în care ieși afară din construcția numită cuplu. E ca și cum te duci până afară să fumezi o țigară, te întorci înapoi și zici, a, ce mișto, a, e un gap, nu s-a întâmplat nimic. Se poate întâmpla, creierul are capacitatea asta. Depinde cât de tare ești dispus să te joci cu el, nu? Mulțumesc. Deci asta cu insurmontabilă, nu. Infidelitatea se poate trece peste ea, poate fi o distrugere a relației sau poate fi o rescriere a ei. Depinde cum sunt cei doi dispuși să joace. Nu de dragul contrazicerii, Doamne ferește. Pur și simplu poate fi o altă perspectivă. Mai ales că ne despar niște ani în defavoarea mea. Asta cu relația deschisă e ca și cum aș zice am o casă și stau cu ușa deschisă vraiște așa să vie. Nu prea cred. Da, am înțeles. Deschisă... Expresia deschisă este că stau vraiște și care cum vrea a venit și a făcut o cafea la mine, pleacă, a făcut un duș, iar pleacă, îmi lasă mie prosoapele murdare. Ok, poate fi oameni care apreciază genul ăsta, n-am nimic împotrivă, dar trebuie să fie o chestie consensuală. Iar asta cu te iubesc atât de mult încât îți dau voie să pleci este foarte adevărată. Dacă și cealaltă persoană care pleacă s-a gândit o singură clipă. Băi, dacă eu mă duc să mă simt bine cu o altă persoană, în orice fel, și momentul ăla în care eu mă simt foarte bine cu cealaltă persoană, va aduce foarte... Omul pe care îl iubesc, poți să vă găsi așa? Nu, încearcă. Da? Să continui să... Atunci iar nu mai vorbim de iubire. Eu pot să înțeleg să duc până la sublim. Te iubesc atât de mult încât îți dau voie să pleci, încât orice o să faci ca să-ți aducă bucurie, eu voi fi de acord pentru că supremul meu este ca ție să-ți fie bine, pentru că de fapt iubirea asta înseamnă. Dar ce te faci că... Păi zici, du-te, dacă fix acolo e fericirea ta în casa cealaltă, celălalt nu trebuie să se gândească ce urmează eu să fac și felul în care eu îmi voi obține bucuria și în drumul meu către fericire, calc pe nefericirea celui, pe sufletul celuilalt, nu prea mai e iubire. Nu e iubire. Depinde, e pentru altceva. Că dacă ajungem la reguli... Păi nu e vorba de reguli, e vorba de reciprocitate. Păi e reciprocitate, dar dacă ajungem la reguli, aici diferă de la fiecare cuplu în parte. Iar dacă oamenii își scriu într-un fel o relație, noi nu putem să-i judecăm câtă vreme ei își găsesc un echilibru în ceva. Îmi pare rău că am lăsat impresia că judec. Știi? Nu este greșit să judeci. Asta înseamnă că ai cu ce. Și asta e o chestie foarte importantă. Și doi la mână, că nu ești foarte political correctness. Pentru că asta mă scoate în înserite. Asta înseamnă că încerci să iei rahatul de partea cealaltă crezând că e mai curat. Și nu e adevărat. Tot rahat e. Deci e bine să încercăm să judecăm, dar nu în sensul de a arăta cu degetul. În sensul de a găsi, uite, dezbatere, de a găsi variante, de a găsi căi. Pentru că nu este una singură. Cine îți spune că e o singură cale, te minte. Nu este o singură cale, niciodată. Sabina, e corect să încercăm să-l schimbăm pe celălalt? Pe ideea că fiecare venim din niște, să spunem, avem niște familii de proveniență,
Da? Sunt niște tipologii culturale. Bineînțeles că pe măsură ce proiectăm la începutul unei relații, noi avem și așteptări, da? Se creează și așteptările. Și după ce trece perioada aceea în care suntem în orb, ca să spun așa, îl vedem pe celălalt, îi vedem calitățile, nu-i vedem defectele, trece perioada respectivă, mulți spun că durează, nu știu, între 1 și 3 ani, în fine, nu mai contează. Da? În momentul în care îi vedem celuilalt defectele, coabitând cu el, stând cu el în aceeași casă, îi vedem toate obiceiurile și așa mai departe, ies la suprafață niște lucruri și apare întrebarea, dintr-o parte sau din cealaltă. Dar nu mai ești așa cum te-am cunoscut. Da. Știi că îmi place întrebarea asta, Maxim, cu dacă putem să-l schimbăm pe celălalt. Cred că un pic da, dar nu prea. Depinde cât de mult ești tu dispus să te schimbi. Pentru că, de regulă, cine vrea să schimbe pe altcineva, o face din rigiditatea propriei neschimbări. Cu cât îți este ție mai greu să schimbi ceva la tine, cu atât încerci pe celălalt să-l modifici conform standardelor, așteptărilor, tiparelor, da, relaționale cu care vii din copilărie sau din alte relații și încerci să-l faci pe celălalt oglinda a ta. Dar nu despre asta e. O relație este despre a ne uni și în diversitatea noastră, nu numai în ceea ce este comun așteptărilor sau, da, în zona aia gri în care putem să negociem sau avem spațiu să negociem niște lucruri și este clar că e bine să fim diferiți. Dacă ajungem să ne dorim să-l schimbăm pe celălalt, cred că undeva am pierdut tocmai comunicarea, da? Sau tocmai deschiderea. Îl schimba pe celălalt înseamnă a încerca să îl forțezi într-un tipar sau într-o formă pe care există în mintea ta despre relații, într-o fantezie. Nu există să-l schimbi pe celălalt. Și mi-am amintit, era o vorbă pe care o spunea unul dintre formatorii mei tot timpul, despre terapie, dar mie mi se pare că se potrivește sau eu aleg să o văd și în relațiile de cuplu, că în momentul în care clientul intră pentru prima dată în cabinet, inconștientul lui știe totul despre inconștientul terapeutului. Și mie mi se pare că, într-un fel, asta e o chestie pe care noi ne-o spunem, că noi nu știm. A, nu mai ești cum te-am cunoscut. Nu știam că ești așa. Conștient, poate nu ai fost atent la toate detaliile, dar tu ai fost prezent în relația aia, știai. Nu știai că știai, dar știai. E greu de asta cu... Da, pentru că asta înseamnă că ne este greu să ne asumăm, nu? Că de fapt ne-am ales pe cineva care nu vine doar cu fantasma aia extraordinară de o să ne salveze și o să ne dea numai fericire absolută și o să fie mereu conform așa. Frumos până la adânci bătrâneți. Da, și atunci vrem să-l schimbăm pentru că ne imaginăm că dacă îl schimbăm sau dacă o schimbăm și o să fie cum vrem noi, o să ne placă foarte mult. Dar de obicei, să știți că se întâmplă să se facă, să se producă astfel de schimbări și să nu fie ok, pentru că... Da, de aia care avea de toate, chiar și defecte pe care nu le-am văzut sau nu erau la fel de importante inițial. Dar ele fac parte din persoana celui de care stăm îndrăgostiți. Irina, cum scăpăm de jocul învinovățirilor? Pentru că acest sentiment apare de foarte multe ori în relația de cuplu. Mai ales în momentele mai sensibile, momentele mai tensionate. Cred că exact în perioada aceasta de luptă pentru putere și nici eu n-am întâlnit cupluri care să nu treacă prin lupta pentru putere, pentru că în realitate e momentul în care începem să ne cunoaștem mai bine și chiar dacă rănile noastre sunt conștientizate, oricum avem nevoie să ne acordăm la celălalt, adică să ne acordăm unul la celălalt și împreună la relație. Și pentru că ne este foarte dificil de multe ori să acceptăm umbra noastră, partea noastră mai întunecoată, cel mai simplu este să dau vina pe celălalt, pentru că se produc foarte multe proiecții în relație, adică ceea ce văd la tine sau ceea ce am eu în mine văd la tine, pentru că nu pot să văd în tine ceva ce nu am și eu, pentru că n-aș putea să recunosc.
Și atunci, ca să scap de disconfortul emoțional pe care îl simt, mi-e mult mai ușor să dau vina pe tine, să spun că tu m-ai făcut să mă simt în felul ăsta. Din cauza ta eu am țipat. Pentru că ai întârziat, am făcut XYZ. Mai provocat. Da, dacă tu n-ai face asta, eu n-aș face asta. Și cred că avem în primul rând de răspuns la o întrebare dacă vrem să avem dreptate sau vrem să fim în relație, asta pe de-o parte, pentru că întotdeauna există mai multe perspective și dacă avem curajul acesta să ne uităm la noi și să ne dăm voie să trăim disconfortul, atunci cred că e un pas spre a opri acest joc. Pentru că în realitate nu duce nicăieri. Și ce spun studiile este că sunt cupluri care stau în această luptă pentru putere pentru totdeauna uneori. Ceea ce înseamnă că stai totuși într-un disconfort emoțional și într-un stres continuu, chiar dacă alegi să stai în relația disfuncțională, mulți ani. Ceea ce în primul rând îți face ție un defavor și apoi sigur și relației, dacă există copii copiilor și așa mai departe. Și e în primul rând o decizie conștientă, dar înseamnă un efort al nostru cu noi. Adică nu ne poate ajuta nimeni decât noi înșine să ne asumăm asta. Cred că așa aș răspunde aici. Apropo de ce ai spus tu puțin mai devreme, în urmă cu câteva zile pe Facebook văzusem un articol, cred, sau o postare, mi s-a părut foarte interesantă, care suna cam așa: este mai greu să părăsești o relație disfuncțională decât să trăiești cu ea, corect? Da. Și asta, da. Mă rog, vorbim în cazurile de violență domestică, da, acolo e mult, e așa exact ca un iceberg. De la suprafață pare așa, ia uite-o și pe asta cum stă, sau chiar și el. De curând mi-a venit un domn, deci săracul e într-o mare suferință de foarte mulți ani, cu femeie foarte dominatoare și deci suferință, dragul de el, și face atacuri de panică. Păi nici nu ne mirăm. Cât, adică nu este, să nu, n-aș vrea să rămânem cu ideea că noi suntem niște fecioare Marii, toate, și restul, nu. Mă rog, procentul ar fi diferit, dar sunt și bărbați care suferă foarte mult în relații și au parte de violență domestică, chiar și fizică. E, da, e foarte greu să ieși de acolo, dar nu violența respectivă, nu actele alea, ci povestea ta de viață, background-ul tău, de-aia zic că este ca un iceberg. La suprafață, da, toată lumea se întreabă, păi da, de ce stă, mă? Din foarte multe motive. S-ar putea din cauza faptului că vine dintr-o familie în care a fost violență domestică și poate n-a fost bătut copilul, dar dacă vezi că mama în mod constant mănâncă bătaie, și bă, așa e modelul. Știm, suntem niște maimuțele, învățăm prin imitație. Dacă ăsta e modelul, înseamnă că așa trebuie. Păi da, eu sufăr, că e un dialog interior. Da, eu sufăr, nu-mi place. Păi da, dacă așa a fost și mă, că asta e. Plus, un copil care a crescut într-o familie disfuncțională, copilul ăla nu s-a simțit iubit. Copilul ăla nu a fost văzut. Și atunci nu are imaginea că merit să trăiesc frumos. Sau și stării de normalitate. El da, perpetuează un pattern pe care l-a învățat în copilărie. Deci dacă nu merit să trăiesc frumos, înseamnă că așa trebuie. Gata. Și de-aia stă. De-aia e foarte mult în profunzimea gestului de a rămâne acolo. Și da, e foarte greu de ieșit. Între timp, bineînțeles că mai apar copii. Mai dificil e de ieșit de acolo. Că trebuie să-ți asumi că tu în fiecare seară ai 3 căni de ceai și 3 felii de pâine. Și un loc unde să-i culci. Ai? Unde? Nu e atât de simplu. Și tot se complică. La asta mai participă și societatea. Absolut, și cutumele sociale care spun că... Ziceai de vecini. Care, da. Câți intervin? Deci a fost un studiu făcut în Bulgaria, nu în America, în Bulgaria. Într-un bloc, o femeie a fost bătută până când a murit. Nu a intervenit nimeni. A bătut-o, deci nu că a băgat cuțitul, a murit în 5 minute. A bătut-o până a murit. În același bloc, la o lună distanță, în același apartament, au pus o, cum se cheamă, baterie de un... ziceți voi, tobe, și a început să
unul să bată la tobe. În 5 minute i-a sunat la ușă și a zis că îl deranjează. Dar aia care urlase până a murit, n-a venit nimeni, n-a bătut nimeni, n-a dat drum, n-au dat un telefon. Noi, toți cei care asistăm și nu facem nimic, suntem coautori. Iar dacă simțiți emoția din clasă, este pentru că eu de foarte mulți ani lucrez cu o asociație care lucrează cu victime ale violenței domestice. Și nu avem timp să vă spun povești. Că nu e cazul și oricum nu face obiectul cărților. Eu m-aș referi puțin și la limbajul, și la limbajul nostru legat de viață, pentru că foarte des vedem raportări de genul iubirea e grea, viața e urâtă, trebuie să lupți pentru relația ta, n-am înțeles cu cine. Totul este în cheie negativă, totul este în cheie de combat. Da, ați observat? Încrâncenare. Ori unde există această cheie negativă de combat, înseamnă că este o capacitate uriașă de a înghiți lături și de a rămâne în toxic. Jur. Pentru că dacă așa trebuie să fie o iubire, adică dură, grea, cu bătaie, cu înghițit chestii, înghit. De fapt nu e iubire acolo, e orice altceva, dar nu iubire. Și că tot spunea colega mea de formator și la noi, chiar în primul modul de formare, ni se spune clar, un psihic sănătos reacționează imediat la abuz. Dar un psihic sănătos nu are cuvinte de combat în el, cuvintele astea de combat. Viața e urâtă, e grea, lumea e nesigură și nu poți să ai încredere în oameni și așa mai departe. Da? Dacă pleci de aici, nu o să pleci de la ideea asta și îți construiești mentalul în așa fel, nu o să ieși așa de ușor dintr-o relație toxică. Pentru că n-ai unde să te duci. Tu n-ai alternativă la asta. Vine unul și un tâmpit ca mine, un chelios și zice, știi, există fericire, pleacă-mă de aici că nu există. Că tu ai construit toată viața pe minus. Degeaba vin eu să-ți spun că e. Nu o să crezi. Și atunci tu cauți să rămâi acolo, unde știi tu că e familiarul tău. Aș mai vrea și eu să spun ceva apropo de e mai greu să ieși decât să rămâi. Într-o notă un pic mai pozitivă și într-o notă în care relația nu e cu abuz foarte grav, în care evident se recomandă să ieși din relație și că nu poți să ceri ajutor. Și, relația de cuplu este de fapt mediul în care noi putem să ne vindecăm de rănile din trecut, după cum spun și Harville Hendrick și Helen Hunt în cărțile lor și în terapia Imago. Și în momentul în care nu pot să ies din ceva, poate că e un semnal de alarmă că am nevoie să mă uit la niște lucruri. Ok, poate nu am resurse în momentul ăsta să ies și pot să fiu într-o poziție de victimă în care să spun uite ce mi se întâmplă, sau să fie un semnal de alarmă, ok, știu că nu pot să ies, nu am resurse să ies, dar am nevoie să mă uit la niște lucruri, să învăț niște lucruri despre mine, să fac ce ține de mine, pentru că atunci când eu schimb ceva, se schimbă relația în care sunt și poate se va schimba și interacțiunea cu partenerul, poate nu. Și apoi, în timp, voi câștiga niște resurse și voi afla niște lucruri despre mine care să mă pună în poziția în care o să pot să iau o decizie, să rămân sau să plec. Ideea este că noi nu avem educație și încă de la școală, bullying-ul este... Da, un act de violență, da, psihică. Și atunci, dacă eu nu îmi ajut copilul sau, mă rog, adulții nu ajută copiii din clasă, educatori, începând de la grădiniță și până la facultate, dacă nu îi ajutăm cum să se apere și ce să spună, cum să reacționeze, nu avem exact să-i oprim și pe agresori. Nu avem cum. Exact, și acolo e foarte multă suferință și atunci e tot o relație. Da. Și tot pe relație trebuie să muncim, da? Pe relația dintre doi oameni, indiferent cum sunt, nici nu contează. Dar noi nu avem puterea să schimbăm încă de când suntem mici și putem face lucrurile mult mai vizibile. Și atunci e foarte greu atunci când ești adult să mai schimbi ceva sau să schimbi ușor ceva. Dar se poate, da, până la urmă se poate, dar
cu un efort. Pornind de la cartea lui, tot l-ai pomenit mai devreme, Herbie Hendrix, Primește iubirea pe care o dorești, aș spune că este o teorie revoluționară, teoria relațională Imago. Cum ne poate ea ajuta să comunicăm mai bine, să depășim crizele în cuplu? Și aici aș vrea să-mi răspunzi tu, Nicoleta, Sabina și Irina, pentru că voi cunoașteți terapia aceasta. Așa cum spuneam și mă repet, Primește iubirea pe care o dorești ne ajută să trecem de la lupta de putere la iubirea matură. Cum ne ajută să facem lucrul ăsta? Ne ajută progresiv. În momentul în care, evident că dacă luați cartea și o citiți, o să vedeți că nu ne este foarte la îndemână să o punem în practică. Pentru că câți dintre dumneavoastră sunt obișnuiți să facă aprecieri? Nu să mulțumească, ci să aprecieze un gest al partenerului sau a partenerei. Sau, de când n-ați mai apreciat pe cineva? Este foarte greu, cel puțin pentru mine, a fost foarte greu și la momentul ăsta este greu. Nu pot să zic că fac lucrul ăsta cu ușurință. Asta ne învață, de fapt, terapia Imago, să putem să aducem în viața noastră și lucrurile pozitive. Și să scoatem de la partener ce e mai frumos și ce ne îmbogățește relația. E un efort foarte mare pentru că trebuie să ții minte tot timpul, să fii atent la partenerul tău și să fii conștient sau conștientă de relația pe care o ai. Așa, să venim acasă și să facem rutina zilnică, da, ne trezim de dimineață, mâncăm micul dejun, mergem la serviciu, venim de la serviciu după 8-10 ore, discutăm ce avem de discutat, după care dormim și dimineață lucrurile le luăm de la început. Asta ne dă terapia Imago, ne face mai conștienți și mai conectați cu cel care este lângă noi. Hai să spunem și cei trei pași, oglindire, validare, empatie. Da, oglindire, validare și empatie. Oglindirea este ceea ce repet cu cât mai multe cuvinte, da? Ceea ce spune partenerul meu, dacă el îmi transmite un mesaj mie, eu îi spun, și ăsta este un proces greu. Da, nou. În momentul în care îmi spune, știi, pe mine mă deranjează, sau nu, hai să mergem cu apreciere, da? Apreciez eu, la tine. Eu mi-aș dori. Da, eu. Sau nevoia mea este, de fapt, asta. Nevoia mea este. Da, nevoia mea este să fii, nu știu, la ora 6 acasă și să putem ieși acum perioada de vară. Și asta că e soțul meu aici și să știe, da? Mi-aș dori să ieșim undeva în oraș. Exact, e mult mai simplu acum. Da. Cumva să poată să spună lucrul ăsta, dar să mă oglindească pe mine. Înțeleg că tu îți dorești în timpul săptămânii să ajung la ora 6 acasă și să ieșim în oraș, da? După care cumva validarea este, are sens pentru tine și poate și pentru mine, dar nu sunt de acord pentru că de foarte multe ori nu pot să ajung la ora 6. Iar empatia este, înțeleg mult mai bine ceea ce îți dorești tu de la relația noastră, de la mine, dar și cred că sentimentul care te încearcă la acest moment este, nu știu, furie. Da? Deci astea sunt cei trei pași, mă rog, prin acest mesaj. Da? Și sunt pași care cumva cu care noi nu suntem obișnuiți și nu sunt atât de accesibili decât prin exercițiu și decât făcând lucrul ăsta zilnic. Sabina. Și să mai menționăm faptul că lucrul ăsta, în cei trei pași, celălalt trebuie să,
să repete mesajul celui care și-a manifestat, exact, și-a manifestat nevoia, pentru că în felul ăsta și mai ales prin contact vizual, prin comunicare, arăți că l-ai ascultat pe celălalt și nu doar că l-ai auzit, pentru că de cele mai multe ori contactul vizual nu se realizează. Da, te-am auzit, dar de fapt ești cu gândul în altă parte. Nu neapărat cu gândul în altă parte, dar de obicei auzim și pregătim deja o replică pentru celălalt. Sau avem și mai rău, suntem reactivi. Cei trei pași sunt doar o parte, fac parte din dialogul imago. Terapia imago este un pic mai complexă de atât și mai frumoasă, are mult mai multe părți. Însă dialogul imago este cumva cea mai la îndemână cale, sau cel puțin pentru Herville și Helen a fost cea mai la îndemână cale de a crea siguranță. Adică de a ne aduce într-o zonă în care suntem prezenți și disponibili, pentru că ei insistă foarte mult pe treaba asta. Nu discutăm oricând sau nu ne apreciem oricând, pentru că dacă celălalt nu poate să audă sau degeaba îi spun eu, nu știu, ce frumos ai strâns rufele sau ce bine că ai scos tu, nu știu, copilul, dacă el e... e nevoie să fim disponibili, să lucrăm și să fim prezenți împreună și dispuși. Da, păi cumva despre asta e, cred că una dintre părțile... Da, cred că uneori este mai greu să spui ceva ce apreciezi la cineva decât să primești o apreciere și să o iei și să spui, tu chiar crezi asta despre mine și chiar să iei aia, e despre tine. Și, nu știu, cred că e foarte important să creăm siguranță, să ne simțim în siguranță în cuplu. Asta este, de fapt, foarte dificil de făcut. Da. 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 Păi. Vrei să răspund eu? Concret? Ok. Păi ce trebuie să facem să ne simțim în siguranță? În primul rând, cred că să ne uităm să vedem ce ne face. E mult mai ușor să spui ce nu te face să te simți în siguranță. Și este greu să-i ceri celuilalt lucruri, să-i spui, uite, pe mine mă face să... Sau, nu știu, poate sunt că, uite, Herville și Helen vorbesc foarte mult despre fapt că în cuplu, unul dintre parteneri este o furtună cu grindină, sau da, cel care vorbește mai mult sau care tot timpul cere câte ceva, și altcineva este o țestoasă, da? Este cineva care cere mai puțin sau se ascunde imediat sub carapace. Și atunci este important să știm și cine suntem în relație. Dacă suntem ăla care cere tot timpul, ce se întâmplă sau dacă, cum cerem noi, dacă celălalt e o țestoasă, poate oare să audă, da? Sau se ascunde în carapace și toate cerințele noastre, vreau, dă-mi, nu-mi faci, așa, nu ajunge la celălalt. Nu ai cum să construiești siguranță dacă nu știi că celălalt poate, în primul rând, să facă ceva pentru tine sau nu poate. Da, și odată ce stabilim cine cere tot timpul și cine dă mai mult sau cine... Dar din nou, pentru asta e nevoie să comunicăm autentic și tot timpul sau să avem momente în care să putem să ne așezăm și să ne uităm cu claritate și cu sinceritate la ce e, cu riscul, că de fapt asta înseamnă să fim vulnerabili. Că riscul întotdeauna în siguranță există ca celălalt să nu poată. Să spună... Înțeleg că asta vrei, eu nu pot să ofer lucrurile astea sau nu m-a învățat nimeni sau nu știu, uite, eu așa am învățat că, nu știu, aș face fericit un bărbat sau o femeie, dar nu știu că tu ești cineva specific, ajută-mă, învață-mă, hai să vedem cum putem să învățăm împreună, pentru că așa, din cărți vorba aia, adică, da, pot să citesc, de exemplu, mie nu știu, îmi place să primesc flori, dar nu e dacă mi-ai flori să-și gata, s-a terminat, nu e despre asta. Da? Îmi place gestul, dar nu e ceva ce m-ar face să... Da, nu e... Da. Deși am auzit asta foarte mult timp de la mama. Nu ți-a dat flori? Nu te iubește. Dar este ceva presupun că ați mai auzit asta. N-a făcut cu tare lucru, înseamnă că nu te iubește. N-a făcut așa,
Da? Și noi credem lucrurile alea, că maimuțele, nemaimuțele, dacă asta trăim, ăsta e modelul, asta învățăm, asta ducem în cuplu. Și e nevoie să știm că învățăm împreună. Că și partea asta, siguranța nu mi-o creezi tu. Da? Noi ne creăm lucrul ăsta, contribuim amândoi, pentru că și eu fac ceva și tu faci ceva. Nu există, nu știu, eu stau așa și aștept să mi se ofere siguranță de undeva. Mie mi se pare că greșim fundamental prin faptul că prioritizăm siguranța în cuplu. Asta înseamnă că blocăm orice șansă de a ajunge la iubire și conectare autentică, pentru că siguranță, din punctul meu de vedere și din ce am văzut în interacțiunea cu oamenii pe blog în 6 ani de zile, înseamnă vreau să nu-mi activez fricile. Ceea ce nu înseamnă conectare, înseamnă hai să vedem cum putem să nu îmi activez butoanele. Ori din punctul meu de vedere, nevoia de conectare și nevoia de contribuție sunt mult superioare acestei siguranțe, pentru că siguranța vine la contrabalansare cu nesiguranță, ceea ce nu e rău. Și în timp ce vorbeau colegele mele, eu mă gândeam de ce pe mine nu mă interesează siguranța în relația mea. Eu nu, ba da, mă gândeam. Îmi rula chestia asta. De ce pe mine nu mă interesează siguranța în relația mea și nu mă afectează în niciun fel ideea asta? Pentru că eu pun în față iubirea și conectarea și contribuția, și anume cu ce vin eu în relația asta ca plus valoare, astfel încât să generez plus valoare în celălalt. Și atunci pe mine nu mă interesează siguranța. Siguranța este o chestie absolutamente terțiară în toată povestea asta. Da? Pe mine mă interesează cum pot să mă conectez la celălalt cu bine, cu plus. În momentul în care tu iei în calcul chestia asta, cum te conectezi la celălalt cu plus, siguranța dispare ca idee. Ca obiectiv nu mai este obiectiv. Siguranța. Ce e siguranță? Cine poate să-ți dea ție siguranță în viața asta în ceva? Nu, te rog, nu-ți dă nimeni. Nimeni. Uite că îți dă cineva, că tocmai despre asta vorbim, despre atașament de fapt. Și despre atașament, sigur, și ce spui tu, are foarte mult sens. Nu o să te contrazic, însă vreau să explic cumva ce înțeleg eu prin siguranță. Și o să plec de la atașament și de la faptul că nu există. Tot ceea ce spui tu este explorare. Nu există explorare fără siguranță. Undeva există o bază de siguranță, poate tu o ai în tine, da? Poate cineva și-o construiește în relații, dar nu toată lumea, da? Poate să ai norocul să întâlnești oameni care au la fel o bază de siguranță în ei înșiși, astfel încât când vă întâlniți, spuneți, ok, acum vreau să explorez și pentru celălalt să fie la fel de, ok, fine with me. Poate, dar nu vorbim despre asta. Păi, ok. Păi vorbim despre faptul, Andrei, vorbim despre faptul că aici în sală probabil, da, și dintre noi, nu suntem toți niște atașați siguri, nu am cunoscut cu toții, tocmai de-aia căutăm răspunsul la întrebări, de-aia explorăm, nu? Că asta e, avem dreptul să explorăm și suntem vulnerabili, pentru că noi avem nevoie de siguranță, nu de siguranță ca și, cum să spun, constrângere sau ca și limitare sau ca... Dar aud foarte des asta, ieși din zona de confort. Mie nu mi se pare că există ieși din zona de confort. Extinzi zona de confort, o lărgești pentru că ai ceva care îți dă siguranță și explorezi în continuare și vezi până unde poți să te duci cu zona asta de confort. Da? Tu dacă ieși din zona ta de confort și de siguranță, da, unde ești tot timpul ușor de rănit și nu ai nimic... Păi da, dar știi, gândește-te la un copil, pentru că despre asta e, la un copil foarte mic, da? L-ai lăsat în foc doar pentru că vrea să exploreze? Lasă, tăticule, că n-ai tu nevoie de siguranță. Păi da. Păi îl ajuți. Dar problema este în felul următor. În momentul în care eu vin și mă conectez spre tine, cu bine, și tu interpretezi asta cu negativ, nu e problema mea. Este și problema ta dacă tu este problema vrei o conectare ta, cum mine. Percep ce vine mesajul de la mine. Eu am venit cu cele mai bune intenții și am venit spre tine și am zis, uite, în seara asta, cum spunea colega noastră, eu îmi doresc să ieșim să bem un spumant, să zicem, da? E o intenție ok, nu te-am afectat cu nimic. Dacă tu interpretezi chestia asta și vii și îmi spui, a, ăsta iar vrea să spargă banii familiei, aia e problema ta, nu e a mea. Da. Are sens? Ok, Andrei, e adevărat, este problema mea. Dar dacă și noi vrem să salvăm relația asta... Că dacă tu o dai pe mine, aia nu mai e asumare, aia tot o dai peste gard, știi? Corect, dar nu putem să rezolvăm lucrurile astea până când ele nu apar. Poate eu n-am de unde să știu dinainte că e problema mea, decât în momentul în care tu ai pus-o pe tapet
Și după aia mi-ai oglindit că e problema mea. Poate mie mi se părea normal să reacționez așa și nu știam că tu o vezi ca pe o problemă. Dacă tu îmi oglindești asta, îmi asum dacă eu vreau să fac ceva cu treaba asta sau nu vreau, adică dacă pot sau nu pot. Irina. Păi de asta suntem aici, să încurajăm oamenii să asume, să vorbim despre lucruri, chiar dacă, uite, nu e atât de ușor. Hai că mai sunt multe, multe întrebări, Irina. Răspund și eu la partea asta. Exact, și aș vrea să mai, după ce răspunzi despre teoria și terapia Imago, să ne spui dacă negocierea este ok în relația de cuplu, chiar dacă sună ca un termen de business. Ok, în afară de ce au spus colegele mele despre Imago, e o terapie care îmi place și mie foarte mult. Imago se referă de fapt la un pattern inconștient pe care noi îl avem. E ca și cum noi suntem atrași în relații de parteneri care au caracteristici pozitive și negative ale părinților noștri. Și ajungem în acest moment într-o relație care ne oferă cadru și ne activează, ne apasă exact acele butoane care să ne facă să retrăim lucrurile pe care le-am trăit în copilărie, dar noi acum fiind adulți putem să învățăm niște noi mecanisme de conectare într-un mod diferit, astfel încât să putem să vindecăm ce avem în trecut. Și s-au spus, dialogul Imago, care e minunat și îl regăsiți și în această carte, și pe cât de minunat e, pe atât de dificil de pus în practică, pentru că, propriu zis, noi trăim și în epoca asta a vitezei, vrem să ascultăm și să răspundem și să rezolvăm situația, să trecem la următorul pas și următorul pas și așa mai departe. Și dialogul acesta ne ajută puțin să ne așezăm, să ne relaxăm. Ok, deci înțeleg că vrei să spui că. Și asta înseamnă, se duce de fapt tot în atașament și în siguranță, pentru că siguranța înseamnă de fapt că tu mă vezi pe mine așa cum sunt, mă vezi și mă auzi și atunci înseamnă că suntem în relație. Și dacă suntem în relație, de aici putem să construim, că despre relație e vorba de fapt. Sunt multe de spus despre Imago, vă recomand cartea, dar în timp ce vorbeam, mi-am adus aminte, m-a întrebat la început de nevoile relației. Și mi-aduc aminte că, cred că acum vreo 3 ani, când cei doi au venit în România, dădeau un exemplu din relația lor, pentru că 2015, cred. Au construit foarte mult din terapia aceasta și pe baza propriei experiențe, pentru că ei sunt un cuplu, da. Și povesteau de cum nevoile lor în relație sunt diferite, pentru că ea este o persoană foarte, își dorește foarte mult siguranță, își dorește că în vacanță să stea acasă, să citească, să aibă mediul ei, spațiul ei. Iar el este un tip foarte, cu mai multă dorință de explorare și aveau această problemă, ce fac în vacanțe. Și au găsit soluția de a pleca, de a crea o rulotă cu spațiu intim personal al ei și a merge în explorare împreună cu această rulotă, astfel încât fiecare dintre nevoi să fie îndeplinite. Și asta e apropo de nevoia relației, deci nevoia mea, nevoia ta și nevoia relației. Și mi s-a părut foarte fain, adică atunci am rămas impresionată, uite cum poți totuși să crezi din lucruri atât de, din nevoi atât de diferite, să găsești o, da, un numitor comun al relației. Negocierea, exact. Și am răspuns cumva și de negocierea, dar de fapt negocierea înseamnă să înțeleg pentru eu ce negocierea vreau. Negocierea apare ca un capitol distinct în cartea Ghidul căsnicia lui Harriet Lerner. Da, propriu zis, să ne uităm la noi și ce avem nevoie și să avem curajul să exprimăm, dar în ideea în care, ok, eu vreau asta, dar sunt dispusă să te aud, sau dispus să te aud și pe tine, și împreună să luăm decizia cea mai bună pentru relația noastră. Și cred că dacă nu ne dorim să impunem sau să pur și simplu suntem deschiși și la reacția partenerului, atunci lucrurile pot să meargă foarte bine pentru relație. Nu, mi-am adus aminte și cumva se leagă, că am vorbit și despre infidelitate. Mi-am adus aminte că am fost cum câțiva ani buni la un curs al lui John Carlson, a venit în România, și se vorbea despre relații de cuplu, cam asta era tema cursului. Și bineînțeles că a fost întrebat, el avea vreo 50 de ani de căsnicie, adică chiar să-l întrebi,
l-a întrebat un coleg din sală dacă cumva, nu l-a întrebat direct dacă și-a înșelat soția, ci dacă a cochetat cu ideea. La care zice, oho, de sute de ori, wow, pe bune, și cum ai făcut? Păi se întâmpla așa, în momentul în care îmi plăcea o femeie și mă simțeam atrasă de ea, în mintea mea începea, mamă, ce o să mă duc? Mă duc, îi zic, fac drag, îi fac apă avion, unde o duc, la ce restaurant, la ce motel. Și era acolo, făurea în mintea lui adevărată poveste, un scenariu adevărat, așa și era întrebă. Și după aia mă duceam și făceam cu soția mea. Și mi s-a părut foarte tare. Deci în momentul ăla în care conștientizezi, da, sunt foarte atras de femeie, ok, da, aș face nu știu ce, foarte tare, de-aia avem imaginație. Dar de la, de aici, din locul ăsta, și până ajung eu cu un bărbat din sala asta, la el acasă sau la mine, păi sunt niște pași de făcut. Chiar nu te gândești în momentul ăla de ce aș face lucrul ăsta? Ce s-a întâmplat acolo în cuplul meu de singurul lucru pe care îl găsesc de făcut acum în seara asta este să mă duc cu altcineva. Nu poți așa, gata. Păi ai cochetat odată de două ori, de trei ori cu ideea, nu te oprești și zici ce-o fi în mintea mea? Ce-o fi în sufletul meu sau ce nu este? Care sunt lucrurile care lipsesc și cred că le pot găsi ducându-mă să am o partidă de sex cu altcineva? Care nici măcar nu-ți garantează bucuria, dar e iar o altă discuție. Da? Nu e și cu infidelitatea asta. Da, se întâmplă. Dar în pașii ăia către alt pat nu-mi pun întrebarea de ce fac lucrul ăsta? De ce cred eu că ceea ce mi-aș dori să se întâmple în viața și în casa și în căsnicia mea am să găsesc în altă parte? Asta trebuie să-și răspundă fiecare. Irina, pentru că ai toate traumele noastre din viața de adult și implicit în relațiile de cuplu, vin din copilărie, din acele traume, venim cu niște pattern-uri culturale, anumite tipologii de părinți, o mamă sau un tată hiperprotector sau o mamă autoritară sau un tată autoritar. Cum ne afectează rănile și frustrările copilăriei relația de cuplu? Răspunsul cel mai simplu este că ne împiedică să ne vedem pe noi și ne împiedică să-l vedem ca să detaliez un pic, rănile din copilărie înseamnă că eu atunci când eram copil sau adolescent am trăit o situație și multe emoții asociate. Și n-a fost nimeni lângă mine care să mă ajute să le procesez, să le înțeleg. Ceea ce înseamnă că eu a trebuit să fac față situației și am dezvoltat niște moduri de a face față, niște mecanisme de coping. Și mecanismele astea de coping, pentru că la un moment dat m-au ajutat, le ducem cu noi de-a lungul vieții și evident că și în relația de cuplu. Problema este că în relația de cuplu și în orice relație, mecanismele noastre de coping sunt cumva în fața noastră și la fel și în fața partenerului. Ceea ce înseamnă că ne împiedică, sunt ca niște ziduri care ne împiedică să-l vedem pe celălalt. Așa un exemplu care îmi vine în minte, dacă eu să spunem că atunci când eram mic am învățat că nu sunt suficient de bună, asta înseamnă că am trăit în diferite experiențe rușine. Și mecanismul meu de a face față a fost să demonstrez că merit și, de exemplu, să fac pe plac celorlalți astfel încât ceilalți să mă aprecieze. Și apoi eu merg în relația de cuplu și asta ar putea să-l influențeze pe partenerul meu în diferite forme. Pentru că, de exemplu, dacă eu sunt o persoană care vrea să facă pe plac tuturor, poate că asta înseamnă și că eu spun mereu da. Împotriva relației, cumva. Adică mă gândesc mai degrabă la toate lucrurile sau să-i mulțumesc pe cei din jur și cumva asta va putea să afecteze relația de cuplu. Sau faptul că, nu știu, când eram mică am trăit foarte mult singură și n-a fost nimeni alături de mine și am învățat să mă descurc singură ca mecanism de coping și acum sunt o femeie independentă care nu cere niciodată ajutorul. Asta înseamnă că e posibil ca în relația de cuplu să nu accept niciodată ajutorul partenerului.
pentru că pot să mă descurc. Dar pe partener asta ar putea să-l facă să se simtă inutil. Și din nou avem o problemă. Că, sigur, și el are, cum spuneam, modul lui de, în care a învățat să supraviețuiască, să se adapteze mediului. Și atunci aceste două ziduri formate ca protecție în fața rănilor nu ne ajută, nu ne lasă să ajungem unul la celălalt. Și cred că e important să le conștientizăm și să vorbim despre ele și ne întoarcem din nou la ce mi s-a întâmplat mie, cum pot să îți explic și să vorbesc cu tine și să începem să deconstruim zidul acesta ca să putem să ne conectăm la celălalt. Eu văd cumva negativarea, da? Tot ceea ce eu neg din copilărie, văd undeva în spatele meu într-un mare geamantan, așa cum vorbește și terapia Imago, și în momentul în care intru în relație, eu sunt, chiar dacă sunt o persoană veselă sau o persoană care îmi place să călătoresc, să mă întâlnesc cu prietenii, în situațiile în care eu am o situație de conflict cu partenerul, în acel moment, exact acele, cum spunea și Irina, că accesez butoanele, eu zic că îmi iau hainele și îmi iau zdrențele pe mine și în momentul ăla devii cu totul alt om. Adică, și evident că partenerul tău în momentul ăla zice, ok, dar tu nu ești de obicei așa. Nu, dar comportamentul tău, da, faptul că, nu știu, n-ai pus capacul la periuța de dinți, m-a activat pe mine. Problema nu este capacul și faptul că periuța aia de dinți n-are capac, ci faptul că eu, în momentul acela, trăiesc ceva care nu pot să asociez, adică eu nu pot să mă gândesc la ceva foarte clar, ci pur și simplu emoția pe care o am și pe care o simt în inconștient, mă activează pe mine. Și de aceea foarte multe certuri se activează exact din lucruri minore, adică din lucruri care n-au, adică care până atunci poate că nu le-am văzut sau n-am vrut să le văd, ele au existat, adică mi-este greu să cred că o persoană până la un moment dat nu știu, pune capacul la periuță, la pasta de dinți și după aceea nu mai pune. Nu, pur și simplu atunci a fost momentul când eu m-am activat. Da? Și atunci pot să spun partenerul meu, știi, mă deranjează faptul că pui capacul la periuță, să fiu furioasă. Ci pur și simplu îi spun, măi, tu dacă te speri pe dinți, nu poți să pui capacul la periuță, trebuie să vină o slugă să-ți facă lucrul ăsta, adică eu sunt sluga ta. Deci asta vrei să spui, da? De-aia mai te-ai căsătorit cu mine. Și de aici lucrurile escaladează într-un ritm în care noi nu le mai putem controla. Mulțumesc, Nicoleta. Andrei, este potrivit ca o relație de cuplu sau o căsnicie să funcționeze? Și am pomenit mai la începutul discuției noastre după reguli și după limite și dacă da, de ce sunt necesare într-o relație aceste reguli și limite? Nu sunt numai necesare, sunt sănătoase. Pentru că nu poți să spui că există înțelegere între doi oameni care nu au vorbit despre niște lucruri niciodată. Nu există iubirea ei de la sine, nu există iubirea rezolvă orice. Asta e doar un cuvânt în momentul în care nu stabilești ce e aia iubire întâi. Nu există că ne citim gândurile, nu se poate. Științific nu se poate. Așa? Deci nu încercați să faceți asta, mai ales prin ușa de la baie, nu se poate. Drept urmare, trebuie să deschidem gura și, în primul rând, înainte să deschidem gura și să exprimăm regulile noastre, trebuie să le avem pe ale noastre. Fiecare om ar trebui să aibă niște reguli de funcționare proprii. Da? Băi, eu pot de aici până aici. Dar pentru asta trebuie să ai autocunoaștere, pentru asta trebuie să-ți asumi responsabilitatea propriei vieți, complicat. Pentru asta trebuie să vezi care sunt plusurile și minusurile tale, pe plusuri să reușești să le menții și să le crești, la minusuri să umbli ca să aduci mai mult plus în combinația ta, în dezvoltarea ta. Da? Deci asta e muncă cu tine, până să vorbim despre reguli de relaționare. După care vine și ăla cu ale lui. Și toată chestia asta se face prin procesul de negociere, care putem să-i spunem armonizare, că sună mai bine. Negociere deja ne duce la un troc, la un ceva și nu ne place asta.
deși ne place să dăm șpagă de obicei. Și este absolut normal să vorbim despre ce nu vreau să-mi faci. Sau ce nu vreau să faci. Pentru că în momentul în care cei doi au stabilit niște reguli clare, domne, nu ai voie să te duci, ai voie să bei o cafea cu un fost sau o fostă, ți se pare ok? Da, mi se pare ok, perfect. Deși aici e jihad. Sunt multe zone de jihad, multe restricții. Deci regulile astea n-ar trebui să fie sârmă-ghimpată sisteme de supraveghere câini. Regulile astea ar trebui să ducă, de fapt, la încrederea în partener. Dar pentru a putea construi această încredere, trebuie să vii pe masă cu lucrurile astea și să discuți despre ele. Nevoile emoționale, nevoile de conectare în afara relației, nevoile de conectare înăuntru relației, viață sexuală, fantezii, bani. Sunt reguli toate astea. Bă, ce facem cu banii familiei? Că poate ăla vrea și visează să-și ia un X6 și ea visează să-și ia un apartament de 4 camere. Da? Discutăm despre chestia asta, că tu dacă mergi și zici, păi da, eu credeam că tu știi că eu vreau o casă, ăla vine cu X6-lea acasă și zice, mi-am luat o mașină. Da? N-ai niciun drept să-i sar la beregată, n-ați vorbit despre asta. Și din păcate, unde nu există reguli și unde nu există această negociere, este foarte multă ceață relațională. Nu, e ceață, nu e vorba de siguranță, că poate fiecare în sinea lui este sigur pe el. Dar el nu-și exprimă chestia asta și atunci este ceață între ei. Are sens? E ceață între ei, că e o nebuloasă acolo, ei nu știu de fapt. Păi ce fantezie are asta, mă? Sunt cupluri care supraviețuiesc de zeci de ani de zile și habar n-au ce fantezie au. Cum vine asta? Cum vine chestia asta? Adică cum să nu poți... Despre ce fel de intimitate vorbim? Că intimitatea aia are și ea mai multe paliere acolo, nu-i doar fizică. Da? Încât să pot să spun, băi, eu în seara asta ceva, o fantezie. Dar nu s-a simțit în siguranță, nici el, nici ea. Nu o să zică că e nebun, o să zică că s-a obsedat, o să zică s-o o grămadă de lucruri. Dar vorbim de nesiguranță de la început, nu mai vorbim că era sigur el pe el. Păi nu mai e nici pe el, nici pe exact, tot comunicând și înțelegând despre celălalt și despre noi. Pe unii rămâne. Nu e simplu. Băi, știi ce se întâmplă? Mă întreba colega și e foarte bună întrebarea și îți mulțumesc pentru ea. Dacă e atât de ușor să deschizi gura, băi, se presupune că e persoana pe care o placi, pe care o iubești, adică nici cu asta tocmai nu te... Tocmai pentru că există miză, iubirea nu trebuie o plac să și o vreau în viața mea, mi-e frică să greșesc. Ăla interes? Nu. Cum adică mi-e frică să greșesc? Cum să greșesc în fața unei persoane care m-a acceptat și mă dorește în viața ei? What the fuck? Înseamnă că ne trăim în frică direct, am înnebunit la capă, bune? Adică ce înseamnă deschidere atunci în relație? Înseamnă că stăm cu armurile pe noi și mai deschidem câte o vizieră din când în când. Hello, how are you today? I love you, bye! Andrei, știi ce frumos sună ce spui tu? Sună incredibil de frumos, crede-mă, eu aș vrea să fiu în povestea aia ta. Fără armură, fără liber... Fără armură înseamnă vulnerabilitate. Vulnerabilitate înseamnă risc. E superbă, nu e niciun risc, e superbă, ești tu. Risc. Deschide-te la primii patru nasturi de la cămașă. Și tot există întâi risc. Singură în oglindă, Andrei, învață să ai încredere în tine. What the fuck? Nu e despre a învăța să avem... Exact, despre asta e, totul este să înveți. Uite, stai, acum o să aplic, știi, ești disponibil să mă asculți un pic? Să am, știi? Vorbeai mai devreme, spuneai niște lucruri foarte frumoase legate de reguli și de faptul că ce stabilim de comun acord ca reguli ne ajută să știm, da, dacă ne luăm X6 sau casă sau cum e cu banii, cu fanteziile, cu toate cele. Însă mai e ceva, stai că mi-am pierdut ideea, revine imediat. Nu. Mă gândeam la treaba asta cu... Nu, dar apreciez. Mă gândeam la treaba asta cu vulnerabilitatea, da? Pentru că tu spui, într-adevăr, unde este frică, iubirea nu e că nu există, nu se poate manifesta și exprima, nu poate crește. Da? Însă
a putea să trăiești și a putea să iubești e aceeași treabă. Este nevoie să accepți că o să mori la un moment dat. Da? Este nevoie să accepți, s-ar putea să te deschizi la nasturi și să rămâi... Da? Că asta este... Oh, ba da! Ba da! Că asta e... Băi, dar care e riscul, oameni buni? Să... Care e, să fii respins? Și e ceva rău să fii respins? Păi asta e, despre scrie asta vorbim. Scrie în certificatul vorbim. De naștere că vei fi acceptat de toată lumea tot timpul? Da, nu! Da, 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 da. Nu! Da. Nu asta scrie! E. Păi asta e, că scrie, nu știi? Scrie! Stai, asta e scrie. Educația. Viața te învață că nu te potrivești cu toată lumea, oameni buni. Da, nu... Și e ceva foarte mișto. Nu vrei să te potrivești. Da, vrei să... Păi da, la că tu trăiești în frică toată viața, ce cuplu faci, măi, omului Dumnezeu, că n-ai cum să-l formezi, pe ce se bazează ăla? Avem două persoane de 12 ani care se întâlnesc când au 40 în buletin, dar ei au 12 psihic și încearcă să mimeze un cuplu, n-o să le iasă! Sau avem doi oameni care au și psihic 40 de ani și între timp și au învățat să deschidă gura și să deschidă și la șliț și la cei patru nasturi și să se uite eventual și goi în oglindă și să zică, băi, am o plică, dar mă duc să lucrez la ea, nu să se ascundă după oglindă. Păi despre ce vorbim? Adică dacă tot folosim despre cuvântul cuplu, hai să vorbim, cu, vorbim și de un nivel de maturitate, pentru că altfel rămânem în zona imatură, irațională, ciobită, plină de abuzuri. Păi despre ce vorbim? Pe bune acum. Atunci hai să ținem cursuri la copii de 16 ani, că o să înțeleagă mai bine. Eu nu m-ar deranja deloc. Dar eu dacă vorbim în momentul, eu nu pot să nu asociez ideea de cuplu cu asumare și cu maturitate. Că dacă vorbim de imaturitate, lasă-mă, frate. Dacă tu nu ești în stare să te uiți gol în oglindă la tine, self-esteem-ul tău este pilaf. Pe care o consider nobilă, că îi mulțumesc oricui, universului, vieții care m-a îndrumat să alegă calea asta, care nu este nici ușoară. De-aia existăm noi, specialiștii, care putem să facem pe fast forward, să aducem într-un timp relativ scurt, de la 12 ani la 40, un om care să devină funcțional, care, da, să înțeleagă că se poate descheia la nasturi aia, dar nu peste tot, la șliț, nici atât. Do it, te rog frumos, dar chiar ești un om liber într-o țară liberă. Dar nu e cazul. De ce? Dar ce e rău să se dezbrace? Păi dacă nu e rău, fă ceva. Dar nu despre asta, ce e rău? Dar noi protejăm fricile, ce facem? Nu e rău, nu e decent. Deci vorbim de lucruri diferite. Dar nu despre asta este vorba. Este vorba că da, există foarte mulți oameni, din păcate, în România. Dar probabil că dacă au scris și americanii și... Este cumva universal, dar ceea ce știm noi, cei de aici, care lucrăm cu oameni de ani buni, este că noi, ca popor, am trăit, n-am fost învățați, da, nici să mă văd pe mine, nici să mă uit în oglindă, să spun, te iubesc, nu există. Prima oară când am făcut, am zis, du-te unde ești, hai, mă las. Dar de fiecare dată când trec pe lângă o vitrină și văd reflectiv, zic, ce faci, scumpa, ce bine arăți azi. Nu tare, că nu e cazul să știe toată lumea, dar e important că știu eu. Toate astea le-am obținut prin terapie. Le-am obținut lucrând cu oameni care se pricep. Ideea nu este să spunem, băi, dar cum mă, nu ești în stare, mă? Dar ce e aia, mă, să faci 40 în buletin și 12 în comportament? Păi așa este. Limba română pe care am folosit-o. Eu mă exprim în limba română și am pretenția că sunt clar în ceea ce spun. Eu spun așa, dacă tot ținem conferințe despre cuplu, trebuie să stabilim ce, Doamne iartă-mă, este ăla și cine îl formează. Este cuplu sănătos sau este cuplu disfuncțional? Este cuplu în sfera raționalului sau este în sfera iraționalului? Este un cuplu matur sau imatur? Pentru că atunci știm mai bine despre ce vorbim. Altfel, o ținem așa cumva într-o ruletă și așteptăm să pice bila aia pe o cifră. Și nu ajută pe nimeni chestia asta. Eu asta spun. Pentru că toți de aici studiem. Toți de aici lucrăm cu oameni, chiar dacă la mine nu scrie psihoterapeut. Încă. Încă. Da? Ori în momentul în care, eu cred că am fost destul de clar în ceea ce am spus. Da, trebuie să acceptăm și faptul că există persoane care au o vârstă în buletin și alta psihică.
Și atunci noi trebuie să lucrăm cu asta. Corect. Fiecare dintre noi, în anumite momente, putem să fim, da, pentru că noi suntem toate vârstele pe care le-am avut vreodată, toate experiențele noastre. Dar invitația mea era la deschidere spre a reuși să construim. Dar ca să reușim să construim, e nevoie să acceptăm că suntem unde suntem. Dacă suntem la 12 ani și vrem să ajungem la 40 de ani, dacă eu mă uit la 40 de ani, dar nu mă uit la 12 ani, eu nu o să pot să ajung acolo, pentru că eu n-am fost acolo încă. Știu cum se simte să fiu de 12 ani. Da? Și atunci, nu ai cum, adică oricât de mult, cu cât, da, nu faci decât să mă faci să mă simt vinovată că sunt la 12 ani. Dar eu nu vreau să mă simt vinovată, eu vreau să ajung la 40 de ani. Da? Păi, ok, dar pentru asta, Andrei, e nevoie să accepți că s-ar putea să-mi fie frică. Și să nu demonizez frica ca orice altă emoție. Să, da? Pentru că ea probabil m-a ajutat să rămân în viață cu vârsta mea de 12 ani, dar în viață până la 40. Ok. Bun. Deci vorbim despre același lucru. Sper. Bun. Hai să mergem mai departe, să depășim momentul, pentru că tot am vorbit despre soluții pe care le regăsim în cele două cărți, în Ghidul Căsniciei și în Primește iubirea pe care o dorești, de Herbert Hendrix. Hai să mergem și spre zona aceasta în care o relație de cuplu chiar nu se mai poate repara. Și atunci, bineînțeles că avem niște pași și aș vrea, Ligia, să-mi spui despre acești pași. Ai procesului de vindecare a rănilor emoționale. În momentul în care ne dăm seama că o relație este pe final și de comun acord am ales varianta, să spunem, a despărțirii. Cel care primește, să spunem, vestea, va trece prin printr-un proces ambi, foarte complex. Ambii. Dar ambi. Cel care... Ambii, și zic așa pentru că în momentul în care moare o relație, moare un vis. Și trebuie să ne facem doliu. Pentru că nimeni nu se căsătorește, lasă-mă, ne mărităm, că oricum divorțăm. Nu ăla-i visul. Visul e că, pe lângă calul alb, prințul și alte alea, o să fie bine, facem copii, case, nu știu ce. Acolo, da, toți, după, pe măsura imaginației, brodează ceva. În momentul în care moare relația, dintr-un motiv sau altul, moare un vis. Deci musai doliu. De-aia toate relațiile care sunt imediat după n-au nicio șansă de izbândă, pentru că nici nu-i cinstit ca cineva să-mi fie mie plasture, unguieni și alte relațiile tampon. Alea, pe buba existentă din cauza relației pierdute. Și da, avem nevoie de perioada asta de doliu. Vorbeam cu prietena mea înainte să înceapă de cartea Reconstrucția și îi mărturiseam că eu nu prea cred în aia 5 pași, 7 pași, nu știu câți pași către nu știu ce, că nu cred în soluții universal valabile. Da, nu văd, adică nu poți să, ca și cum ai lua un om și îl pui, ai tu o matriță așa și îl, indiferent, gras, slab, cum o înghesui și ei trebuie să potrivească. E puțin probabil ca lucrurile alea să întâmple. Dar acești 19 pași din cartea Reconstrucția, mă gândeam când o citeam că nu e neapărat o carte pentru cei care au ieșit și hai să ne reinventăm, hai să ne regăsim, ci poate să fie o carte care să-mi stabilească niște jaloane de evitat și dacă sunt într-o relație. Și tocmai evitarea și aflarea mea prin intermediul acestei cărți, prin parcurgerea celor 19 pași, poate să însemne un moment în care eu, de fapt, rămân cu mine, cu să văd la ce vârstă sunt, de fapt, emoțională, să văd care sunt mecanismele de adaptare pe care eu le-am căpătat din anumite în urma unor evenimente din viața mea și, practic, să devin conștientă de mine. Ce este foarte frumos la acest demers e că, exact cum zic și ei în carte, eu voi deveni partenerul ideal și nu voi căuta partenerul ideal. Ideal, bineînțeles, cu ghilimelele de rigoare. Adică eu să fiu suficient de bun ca să fiu partener
al cuiva. Nu să stau sprijinit da? Și fericirea mea să depindă de un om. Pleacă omul ăla, am căzut, gata, s-a dus, ce mă fac? Și atunci, dacă eu sunt bine, eu personal vă spun că ultima dată când mi s-a întâmplat a fost așa, da, după ce mi-au trecut și, bă, dar cum eram eu înainte să vină omul ăsta? Bine. Păi de ce? Pentru că era aia, făceam aia și eu eram într-un fel anume. Ah, deci ce a trebuit să fac a fost să-mi readuc aminte de mine și zic, stai mă că e bine. Da? Dar probabil că prin terapie am parcurs ea 19 pași și m-am reconstruit. Tu ai punctat o chestie senzațională acum, o întrebare foarte mișto, care mie mi se pare importantă și care cred că scurtează pașii doliului. Cine... mie nu-mi place coliva. Mie îmi plac soluțiile și atunci aleg treaba asta. Dar ai punctat-o extraordinar. Cine sunt eu fără partener? În momentul în care tu reușești să răspunzi la întrebarea aia de când intri în relație până ieși din relație, pe parcursul relației, că e ok să faci un reality check în relație constant, măcar, nu știm, nu dăm termen, că nu contează. Cum vrei tu, cum te simți tu bine. În momentul în care tu ești în contact cu tine și stăpân pe viața ta și știi mereu să răspunzi la întrebarea asta cine sunt eu fără partenerul de lângă mine, eu cred că acea perioadă de doliu se scurtează. Și atunci cred că mai degrabă încerci să cauți soluții de a merge mai departe. Depinde și cât am stat acolo, exact. Și cât am investit. Da, depinde de foarte multe lucruri. De stilul fiecăruia, de atașamente și așa mai departe. Uite, în terapia de cuplu e un lucru foarte frumos. M-a întrebat ce facem când suntem cu jumătate de pas în... așa pe pragul de la ușă, nici înăuntru, nici afară. Poate fi un moment de următoarea manieră. Fiecare își face o listă pe care o listă care este intitulată așa. Care sunt acele lucruri fără de care viața mea nu este frumoasă? Și stabilim azi, dragule, facem lista, ne dăm timp, o săptămână, două, că la fiecare ai ne facem lista, ne înmânăm după alea două săptămâni după ce am terminat, ne mai dăm două săptămâni în care ne gândim și după aia ne reunim și zicem, bă, nu pot, n-am. Și dacă nu poți, eu trebuie să plec de acolo, pentru că așa ai cinstit față de mine și față de tine. Revin la șpagatul ăla pe două scaune. Nu poți să te chinui toată viața să te pun să faci șpagatul ăla când tu ai fost în corigen la sport. Și e altfel să plec de lângă un om spunându-i, bă, nu e nicio problemă cu tine, dar eu nu pot să stau, cum sunt îndeplinite aceste nevoi, fără de care viața nu este frumoasă. Și atunci altfel facem lucrurile, puțin probabil singuri, fără ajutor specializat, puțin probabil. Că dacă sunt atât de deștepți încât să facă lucrul ăsta, nu prea mai ajung la despărțire. Adică lucrurile sunt un pic așa... Bine, aici ar fi foarte interesant în completare să încercăm să inducem cumva termenul de despărțire sau divorț de succes. Pentru că altfel ajungem la ce spuneam mai devreme, ne-am despărțit mori. Știi? Adică mori, nu mai contezi în viața mea, la revedere, pot să mor, nu mă interesează. Asta e o raportare culturală cumva. Și să învățăm faptul că există și divorț de succes. Eu am trecut printr-unul și mă bucur că am reușit să fac chestia asta. Și viața noastră, nu, relația noastră s-a rescris, nu s-a încheiat. Adică, fiind părinți, am continuat-o ca părinți și relația romantică s-a terminat, am conștientizat-o, a fost în regulă, nu ne-am bubuit, nu ne-am tăiat capete de... și am rămas într-o prietenie așa cum eram înainte să intrăm în cuplu. Dar se poate. Se poate chestia asta. Asta cu mori, nu. Eu nu sunt de acord nici cu asta. Mai ales când suntem părinți, în niciun caz. Exact. Oamenii rămân la categoria cu care sunt oameni cu care am făcut copii. Bă, unul, gata, asta e. Da, la rubrica aia atâta e. Pot fi trei, nu știu, habar n-am. Dar ideea, este, unii, ideea este că se poate să existe și... trebuie să păstrăm un ceva. Dar eu în prietenia postcoitală nu prea cred. Prietenie. Adică omul pe care la două noaptea să-l sun, să-i spun, sunt la urgență, vino și ia-mă. Pentru mine e prietenie și atunci sunt vreo trei oameni maxim în viața mea. Păi, dar poate... Că suntem într-o relație amiabilă, de bun simț, că doar ne întâlnim pe... Dar ăla nu-i prieten. Ăla nu-i prieten. Că ne întâlnim, vorbim frumos, că și noi vorbim frumos aici, dar
plecăm și ne vedem fiecare de viața lui. Da, corect. Nu o să ieșim, nu ne oprim. Acum depinde și limitele prieteniei unde se opresc, știi? Nu, nu ne oprim? Da. Deci se poate, se poate și despărțire cu succes. Fără dacă eram atât de buni prieteni încât să ne putem baza pe, pe omul respectiv, nu cred că ajungeam la divorț. Nu știu, pentru mine îmi imaginez că despărțirea de succes nu înseamnă să rămânem prieteni. Înseamnă să apreciem... Nu, nici măcar despre a ne sparge capetele. Înseamnă să apreciem timpul pe care l-am petrecut și... Cu, da, cu... Nu știu dacă mai contează cu, stilul și elegant. E de... Nu, faptul că suntem diferiți și am acceptat, nu că noi tot vorbim, da? Mă, uite, persoana asta nu a fost potrivit, nu este cine poate să mă ajute pe mine. Nu e... Ok, asta e un lucru bun că am aflat, că putem să... Da, și să putem accepta lucrul ăsta împreună. Asta pentru mine înseamnă divorț de succes, nu știu, că... Da? Putem să... Mergem mai departe să ne susținem și poate chiar să ne dorim binele, nu știu dacă asta înseamnă poate iubire. Greu de ieșit din această relație, decât cea care nu are acest document la bază. Asta din cuplurile pe care eu le-am avut în, în cabinet. Deci cred că asta, educația este unul din lucrurile care ne ajută să intrăm într-o relație și responsabilitatea. Da, da. Da. E ca o cultură organizațională într-o firmă. Ați văzut că se tot aruncă vrăjeala asta în firme, în corporate, cu cultura organizațională. Adică ai un set de reguli pe care trebuie să le respecti. Mai multe responsabilități, mai puține drepturi, mă rog, în relații n-ar trebui să fie chiar așa balanța. Însă există o abreviere foarte interesantă care se numește PERC la Berkeley, apropo de pilonii fericirii la muncă, dar putem să-i introducem și la cuplu, care înseamnă purpose, și nu întâmplător scopul este pus primul, engagement, resilience și kindness. Dacă luăm acești patru piloni ai fericirii de la muncă și îi băgăm în viața de cuplu, veți avea exact răspuns la întrebarea asta. Se începe cu scopul. Care este scopul pentru care noi am intrat în relația aia? Pentru că nu toată lumea are același scop. Și ar fi foarte important să, ca la armonizare, la negocierea aia inițială, să putem să conștientizăm scopul ăsta, pentru că am întâlnit o grămadă de cazuri de scop inițial și peste 15 ani scopul de fapt a fost altul. Ăla sponsorizant. Sau devine altul în timp. Și atunci noi trebuie să fim întotdeauna cumva conștienți de scopul pentru care am intrat într-o relație. Pentru că dacă tu intri într-o relație cu gândul de a forma o familie și de a avea copii și după 3 ani de zile tu spui că de fapt vrei fluturi în stomac și sex, dar tu nu pentru asta l-ai ales pe partenerul ăla, el n-are săracul nicio vină. El va fi căpiat. Ba, am întâlnit cazuri în care mi se spunea, este un soț extraordinar. N-am ce să-i reproșez, dar eu nu mai vreau asta. Ce facem cu asta? Și atunci scopul ăsta trebuie, pentru asta trebuie să fim în contact. Pentru că și regulile pe care le avem în relații se schimbă pe măsură ce anii trec. Și pe măsură ce noi începem să evoluăm, noi începem să ne dezvoltăm în cuplu, noi începem să ne cunoaștem altfel și poate mai lăsăm ușile deschise din când în când, că așa vrem noi. Nu știi încotro te duce relația, nu? Se poate întâmpla? Se poate întâmpla. Asta nu înseamnă, asta nu înseamnă ușă deschisă spre infidelitate. Asta înseamnă ușă deschisă, să spunem, spre joacă, care nu implică alte persoane, poate fi? Poate fi. Poate exista, why not? Dacă mă întreb pe mine, poate fi flirt. Ce jucăm, bridge? Pe dezbrăcate? Că și aici jucăm bridge, e foarte bine. Păi eu nu mă... Păi n-am vorbit, am zis că... Să vorbim despre același lucru. Dacă noi aici nu vorbim despre același lucru, cum să vorbească oamenii în cuplu? Și deschiderea aia trebuie să ținem cont de faptul că poate avea multe nuanțe. Orice este noi admis gândim... atât timp cât este consensual. Exact, asta spuneam. Simplu. Dar vorbim despre lucrurile astea? Păi asta zic, că nu vorbim. Tocmai asta e ideea. Da? No. Și ideea este, care este scopul? După aia engagement. Ce sunt, cât de mult sunt dispus să mă angajez în relația aia? Că și aici avem o problemă. Că toată lumea vrea iubire, toată lumea vrea să fie ținută în brațe și cocoloșită, dar de fapt nu prea vrea să fie în relația aia. Ați observat? Este un meme pe Facebook cu o pisică care stă la geam așa foarte melancolic
și spune, viața mea, it's a mess. În a doua poză zice, oare așa o fi viața mea tot timpul? În a treia poză, în aceeași postază, se uită așa melancolic pe geam și zice, oare o să întâlnesc și eu pe cineva? Și când apare o mână întinsă spre ea, don't touch me! E superbă chestia asta, apropo de relații. Sunt foarte multe tipuri de relaționare de genul ăsta. Această tânjire după iubire, care nu este tocmai după iubire. Să primim un compliment, nu credem, pentru că noi nu avem imaginea aia că suntem frumoși, că suntem buni, că suntem performanți, că orice. Nu, și când vine și zice, wow, ce bine arăți azi, nu eu mă. Ba da mă, dacă așa te văd azi, te arăți bine. Pe lângă că vrea ceva, asta e by default. Dar știi, vreau să spun de că am vorbit de certificatul de naștere a unei căsătorii. Acum câțiva ani a fost prima dată când am participat la o ceremonie religioasă la catolici. Mi-a plăcut la nebunie. Păi cum? Că regia e simplă. Stau oamenii, stă omul ăla frumos cu reprezentantul lui Dumnezeu, stă gineică. Vine tata și zice, bă băiatul, nu-i zice cu cuvintele astea, nu toți. E, bă băiatul, uite bine la mine că ți-o dau. Deci ai grijă cum faci. După care ei se așează față în față, în fața reprezentantului lui șeful, și în fața tribului care aparțin, da? Și își spun lucruri, își promit lucruri. Eu am să fiu și am să fac. E, după aia e ca în greu și m-am răzgândit. Ce am zis atunci acolo cu popa, cu aia, cu oameni, nu e bine. M-am răzgândit, nu pot. Păi nu te gândeai bre înainte când scriei? E vorba de commitment, de angajamentul pe care mi-l iau, că și de-aia să mă pot baza pe omul ăla când plec la drum. Că și după aia degeaba îi mai spui, mă băiatul, aș fi vrut să faci nu știu ce. Păi n-ai zis. Și poți să mai pui cuvântul viziune. Asta e o chestie foarte importantă. Adică viziunea ta despre relația voastră, exact în jurămintele alea. Am citit și imago. Dar e foarte importantă ideea de viziune. În momentul în care intri într-o relație și este emotional time travel-ul ăla care e foarte important, să te duci să vezi cum te vei simți în momentul în care îți vei realiza. Asta e, să îl vezi, e bun, e frumos, deștept, are, face bani, nu știu ce, și totuși mai bea din când în când și nu știu. Atunci trebuie să te gândești așa, pot eu să trăiesc cu omul ăsta care la două zile bea? Și mă, să fac prea niște compromisuri? Nu, pot să trăiesc, viața mea o să fie suficient de bună încât să continui următorii 30-40 de ani cu omul ăsta? Bând el la două zile așa? Mă, nu prea. Dar, care e partea proastă, apropo de schimbare, da, dacă să-l iubesc eu, să lasă. Nu să lasă, mămică, nu să lasă. Nu de aia. El se poate lăsa, dar nu pentru că-l iubești tu și nu pentru că s-a însurat cu tine. Ce trebuie să faci este să te gândești dacă cu defectele alea ai să poți să trăiești toată viața. Și atunci e cinstit. Asta e, așa a fost. N-ai ce să-i mai zici după aia. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Și noi, nu știm oamenii ăștia, dar mă rog. Aici punem punct evenimentului Probleme, relația de cuplu, capăt de drum sau un nou început, acest atelier despre relații de cuplu, pornind de la cele trei cărți despre care am vorbit astăzi, Reconstrucția, Ghidul căsniciei de Harriet Lerner și Primește iubirea pe care o dorești, Teoria și terapia Imago a lui Harville Hendrix. Le mulțumesc invitaților noștri care ne-au adus informații utile și consistente în ceea ce privește atât problemele cât și soluțiile în relațiile de cuplu. Andrei Vulpescu, Irina Calomir, Ligia Moise, Nicoleta Burlacu și Sabina Strugariu, le mulțumim foarte mult. Vă mulțumim și pentru că ați fost alături de mine și ne dăm întâlnire la următorul eveniment. Mulțumim gazdei noastre, Librăria Humanitas Cismigiu.